PSG îmbrăcați astăzi în haine albe și pentru că, în mod simbolic, am fost îmbrăcați și vrem să fim îmbrăcați pentru veșnicie, să vină peste noi toți. Amin. Dragii mei, s-a citit cuvântul Scripturilor din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16, unde ne este prezentat, dacă îl putem numi așa, un al doilea episod din evangelizarea Europei. Eveniment petrecut cu 2000 de ani în urmă, aproximativ, și în celălalt capăt al continentului, în sud-est, iar noi acum ne aflăm în nord-vest, dumneavoastră mai exact, care sunteți aici. Am ales acest cuvânt pentru că Domnul mi l-a pus pe inimă, dar în timp ce stăteam aici în casa Domnului, mi-am dat seama că se aseamănă cu situația de aici, prin cel puțin două aspecte, asta pentru început. Evenimentele prezentate au început într-o zi de sâmbătă și s-au finalizat cu un botez. Dar haideți să intrăm în conținutul cuvântului și Dumnezeu să ne dea lumină și har. Aici este scris că în timp ce Apostolul Pavel se ducea în mod regulat la un loc de închinare, deodată pe malul unui râu, a fost întâmpinat în mod repetat de o ghicitoare, care poate spre surprinderea celor din jur, poate și a noastră dacă am fi fost acolo, striga: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului Celui Preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Așadar, le-a făcut o prezentare corectă a lor și a mesajului lor. Noi știm din cele scrise și din înțelesul de fond al cuvântului că diavolul, deși acel demon care era în acea femeie, cunoaște despre Dumnezeu și despre mântuire, chiar și despre sfârșit. Domnul Iisus a fost întâmpinat în mod frecvent de demoni, care spuneau, printre altele, citesc din Marcu, capitolul 1, versetul 24: ce avem noi a face cu tine? Te știu cine ești. Ești Sfântul lui Dumnezeu. Ai venit să ne pierzi? Atunci, în aceste condiții, mi se naște întrebarea și vă rog să meditați asupra ei. Dacă diavolul, demonii din acea vrăjitoare, cunoșteau despre mesajul Evangheliei și despre vremea aceea și despre cea viitoare, și vă întreb cu aceasta, de ce atunci repeta în mod frecvent această prezentare, informare, și până atunci n-a spus oamenilor din Filip că sunt oameni care vestesc Evanghelia? De ce? Dau un răspuns asupra căruia vă rog să meditați. Diavolul are mai întâi interesul să țină lumea în întuneric, în neștiință, să nu se afle. Apostolul Pavel spunea, 2 Corinteni, capitolul 4, de la versetul 3, căci dacă Evanghelia este acoperită, este ascoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia. Pentru că cel mai simplu este diavolului să nu se afle de mântuire, de cuvânt, de pocăință. Și a reușit diavolul, în mod special de-a lungul evului mediu, chiar în era noastră creștină, să țină Bibliile ascunse doar pe mâna unui cler incapabil să vestească în mod suficient cuvântul. Și ori de câte ori Dumnezeu intră în zonele acestea închise, se arată lumina, slăvit să fie Domnul. Dar acum pun a doua întrebare. De ce, dacă tot n-a putut diavolul să țină Europa închisă pentru Evanghelie, de ce, după ce a ajuns în Evanghelia, i-a făcut o prezentare favorabilă? Pentru că, și iarăși vă rog să vă gândiți asupra răspunsului ce îl dau, dacă diavolul tot trebuie să accepte că n-are ce face, să fie evangelizare și biserică într-un loc, atunci merge pe varianta a doua, să compromită lucrarea, să fie o colaborare cu el. De fapt, este o idee mai veche a lui,
El și-a dat seama dintotdeauna că nu-L poate adora pe Dumnezeu. Nici n-a zis că vrea să se instaureze locul lui în cer. A zis că vrea să fie alături. Și în mod special în religiile orientale există această idee, yin și yang, plus și minus, bine și rău, alternanța de lumină și întuneric. La gândul că să trăiască și el. Numai că Apostolul Pavel știa ce are de făcut. Și când diavolul a deschis focul împotriva lui, a răspuns și el cu un singur glonte, dar tras la țintă. Și a rostit următoarele cuvinte, Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetul 18. În numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela, mărire Domnului. Să dea Domnul putere și aici slujitorilor, să biruie. Nu este ușor. După Revoluție, un tânăr s-a dus într-o comună de lângă Sibiu și și-a propus să deschidă acolo o biserică. Dar a întâmpinat niște lupte la care nu se aștepta. Și într-o noapte visează că în acele zone era un palat a unui mare șef, ca un grof. Și el, în vis, era în biroul lui. Și șeful acesta le are rău și spune, ce cauți în zona mea? Vreau să deschid aici o biserică. Nu cumva să putezi. De la Sibiu până la Avrig e zona mea de acțiune. Dacă chiar vrei, numai dacă colaborăm împreună. Altfel să știi că maxim într-un an de zile te scot. În timp ce el se contraria cu acel șef zonal, să-l numim așa, au intrat alți doi slujitori din alte două biserici, din alte confesiuni. L-au salutat respectuos și au mers fiecare la biroul lor. Și șeful acela îi spune, vezi, păi ei las, că-și colaborăm. Ori colaborăm, ori mă lupt cu toată puterea să te scot. N-a vrut să colaboreze, dar nici n-a putut să rămână acolo. Era prea tânăr, prea slab pentru acea lucrare. Însă Apostolul Pavel a fost mandatat de Dumnezeu și ne bucurăm că Evanghelia a ajuns în Europa. În această stare de conflict, care e mai veche decât noi, și nici nu vom putea noi să reconciliem aceste două tabere adverse, când diavolul n-am avut ce să-i facă apostolul. Și vă rog să rețineți că apostolul și noi, cum zice Pavel de Efeseni 6, nu ne luptăm împotriva oamenilor. Femeia i-a făcut un bine, a eliberat-o. Noi ne luptăm cu duhurile. Numai că ele nu ne pot face nouă nimic pe direct. Ce ar vrea diavolul? Dar nu pot. Noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Pentru mântuirea gata să fie descoperit. Ce facem noi acum? Este o dovadă a împărăției lui Dumnezeu în mijlocul vrăjmașilor. Diavolul nu are ce să ne facă. Dar totuși, el a contraatacat, așa cum citesc aici, și demonii din zona aceea, sau din ziua aceea cel puțin, au influențat conducerea comunității locale. Și scrie aici că stăpânii roabei s-au dus, i-au dat pe apostol, pe echipa lui de misiune, pe mâna dregătorilor și au avut următoarea reclamație. Oamenii aceștia ne tulbură cetatea. Dar cu ce au tulburat cetatea? S-au dus la primărie să ceară un loc să fie și ei închiriați, să se adune? Au vrut să destituie pe cineva din postul lor? S-au dus undeva liniștiți în natură, s-au închinat. Cine i-a tulburat? Diavolul, în primul rând. Și el, neavând altă modalitate de a se împotrivi, a provocat conducerea de acolo. A provocat poporul și scrie aici la versetul 22, norodul s-a ridicat și el împotriva lor. Și dregătorii au pus răzmulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. Iată conflictul între micuța comunitate de credincioși de acolo, împreună cu misionarii, și populația din acel oraș, din acea colonie romană. Acum, nu știu exact, deși bănuiesc că dumneavoastră majoritatea sunteți convertiți și credeți Scripturile, dar dacă sunteți unii nelămuriți, sau dacă din cei care sunteți din familie de credincioși aveți poate dubii, haideți să stăm și să analizăm. Cui dăm dreptate? Cine era corect în acel conflict? Oamenii au acuzat pe misionari că ei schimbă obiceiurile. E drept asta. De fapt, care este conținutul Evangheliei?
ce mesaj avem. Apostolul Pavel peste tot a fost acuzat că aduce un afront idolatriei și obiceiilor lumești. Domnul Iisus Hristos și apostolii ceilalți de asemenea. Și trebuie să mărturisim cu sinceritate că mesajul nostru nu se poate acorda cu mersul societății acesteia. Noi avem un mesaj care este împotriva practicilor lumești, nu împotriva oamenilor. Amintiți-vă de apostoli care au început predicarea la Ierusalim și au provocat conducerea socială, politică și religioasă de atunci. Și un om cu minte, un înțelept pe nume Gamaliel, fapte 5, le-a zis: oameni buni, ce aveți cu oamenii aceștia? Să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. De altfel, vă rog să rețineți, fondul conflictului nu este între noi și lume, ci între Dumnezeu și Satana. Satana a instaurat în lumea aceasta un mod de viață care este bazat pe păcat, pe pofte, pe plăceri. Ce au acuzat ei? Că le schimbă obiceiurile. Obiceiurile de regulă sunt legate de sărbători, de timpul liber, de felul în care oamenii își consumă viața, de atracțiile din lumea aceasta. De aceea scrie Apostolul Petru 1, Petru capitolul 4, citesc de la versetul 3: ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor, adică ați trăit stilul de viață de până atunci. Și am aici o provocare pentru cei îmbrăcați în haine albe. Dacă până astăzi puteați să participați liberi la un joc, știu eu, dacă va fi vreun campionat special pe Wembley, sau dacă până astăzi ați fost la curent cu toată seria de filme care apar fie în televiziune, fie pe piață, ajunge în adevăr că până acum v-ați încadrat în regulile comunității londoneze. Cei de acolo au spus un adevăr? Dacă vom accepta acest mesaj, se schimbă obiceiurile în Filipi. Într-adevăr, trebuia construită adunare acolo. Și în loc de petreceri și alte distracții idolatre sau imorale, de acum trebuiau sărbători în cinstea lui Dumnezeu. Și scrie aici: până atunci se trăia și trăiesc orice oameni în desfrânări, în pofte, în beții, în ospeți, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. De aceea se miră ei că nu mai alergați împreună cu ei. De-a Domnul, de acum să alergați împreună cu cei ce cheamă divinitatea dintr-o inimă curată. Amin? Amin. Deci, vă rog să rețineți, noi nu avem niciun conflict cu lumea aceasta, cu oamenii, dar concepțiile creștine ne diferențiază prin practică, prin plăceri, prin pasiuni, prin felul în care ne petrecem timpul liber de lumea aceasta. De acum avem alte îndatoriri duhovnicești, alte plăceri, și să ne dea Dumnezeu plăceri sfinte. Nu cumva sper să priviți pocăința ca un canon, că de acum nu mai avem voie să facem nici pe asta, nici pe cealaltă. Vorba cuiva. Nu că nu avem voie, nu mai avem nevoie. Vorba înțeleaptă spune: nu-l scoate pe om din coliba lui, fă-i alături un palat și se mută singur. Deci nu e vorba de a renunța la ceva de care ne simțim legați. 1 Ioan capitolul 2: copilașilor, dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Dar când vine și ne inundă dragostea lui Dumnezeu, le lepădăm toate celelalte ca și un gunoi, ca ceva ce nu merită, nu mai ne reține interesul nostru și nu mai ne atrage, că ne atrage cerul și împărăția slăvită, mărit să fie Domnul. Iată așadar că și conflictul rămâne deschis. În acest conflict vrem să fim de partea lui Dumnezeu. Amin. Și a practicilor sfinte, a lucrărilor dumnezeiești, pe care le vom practica cu drag toată veșnicia. Vă rog să rețineți că printre cei care n-au înțeles acțiunile lui Pavel și au rămas de partea societății de acolo, au fost și temnicieri. Și scrie de la versetul 23: după ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și au dat în grijă temnicerului să se păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița dinăuntru, le-a băgat picioarele în butuci și s-a dus liniștit să se culce. A considerat că ceea ce face este normal, este corect, cum de altfel să nu vă mirați când lumea nu vă înțelege.
Ei cred că ceea ce fac ei este bine, este just. Numai că în acea noapte, Dumnezeu a intervenit. S-a întâmplat cu tremurul, cum știți din lectura Bibliei, scrie de la versetul 27, apoi temnicerul s-a deșteptat, a procedat în toată gândirea lui umană, rațională, pentru că potrivit legilor romane de atunci, dacă scăpai de ținuți, răspundeai în locul lor, a vrut să se omoare, că își credea că cei închiși au fugit, o reacție normală, legitimă. Dar Pavel a strigat cu glas tare, să nu-ți faci niciun rău, că toți suntem aici. În mintea lui, dintr-o dată, a început o metamorfoză. Au început să apară niște gânduri referitor la ceea ce se întâmplă. Părea ceva ciudat. Și ascultați? Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și tremurând de frică s-a aruncat la picioarele lui Pavel și a lui Sila, a scos afară și le-a zis: domnilor, stați puțin. A fost o primă atitudine în schimbarea lui. Foarte mulți oameni nu ne înțeleg, nu ne ascultă, nu recepționează mesajul, căci ne cred ca o lepădătură, ca niște mesageri care n-au ceva important de spus. Dintr-o dată el și-a dat seama că e ceva interesant. Cel puțin sunteți de apreciat că sunteți foarte atenți și că ați venit la casa Domnului. Orice om care ia aminte deja este pe drumul cel bun, care este receptiv. Dar orice om bazocoritor care spune: a, ce e asta? Ca și acei înțelepți din capitolul următor, Fapte 17, oameni cu capacități, filozofi din Atena, au zis: asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Eventual altă dată o să fiți mântuiți. Dar dacă sunteți acum deschiși, s-ar putea să fiți mântuiți acum? A fost un caz în Suceava. Un domn bine îmbrăcat cu o mașină performantă, a fost nevoie să tragă pe dreapta, mașina s-a defectat, a ridicat capota, ce să-i facă, totul e computerizat, se oprește lângă el un om îmbrăcat foarte modest și spune: domnule, pot să vă ajut? Se uită la el: vezi ce mașină e asta? Nu știu cum este alta aici la voi, în oraș. Mă scuzați. Omul pleacă, proprietarul până la unul sună la un service, ajunge cu mașina tractată, și acolo merge direct la șeful și spune: vă rog, mașina este în garanție, dacă nu plătesc, eu mă grăbesc, am nevoie să fie reparată, dacă puteți. Și șeful spune: da, avem un specialist, vedem dacă a venit. Și uite acum apare pe poartă. Și când se uite, era omul care oprise lângă el. În 5 minute a reparat mașina. Timp în care a avut vreme să se gândească, să-și ceară scuze, să spună: domne, de acum nici pe un copil n-am să-l neglijez. Cel puțin am să ascult să văd ce are de spus. Este foarte important să fii atent și receptiv. Pentru că Dumnezeu vorbește. Dar nu-și trimite îngerii. Spune în cartea Proverbele că și-a trimis înțelepciunea slugile. Fericit de cine aminte. Pentru că mesajul este important. Este venit de sus. Dintr-o dată li s-a adresat ca unor superior. Vă rog să rețineți, era în armată. Domnilor, el era deja aruncat la picioarele lor. Numai așa poți să primești cuvântul dacă îl privești și accepți că e venit de sus. Și cel care îți vestește este mai mare decât tine. Poți să iei aminte, dar altfel ți se pare ceva de neglijat. În schimbarea lui, a auzit următoarele cuvinte: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. A auzit de o persoană nouă, de Domnul Iisus. Dar vă rog să rețineți. Noi nu ne permitem doar așa să facem eseuri pe seama Domnului Iisus. Are Dumnezeu o carte despre Domnul Iisus și se numește Scriptura. Toată Scriptura ne-l prezintă pe Domnul Iisus. El înviat, când i-a întâlnit pe cei doi în drum spre Emaus, știți ce a început să le spună? Despre Scriptură. Și a luat de la început. Cartea Genesa vorbește de o sămânță. Cine e asta? Domnul Iisus. Cartea Exod, a doua, ca lectură în Biblie, Exodul ne vorbește despre un eliberator. Cine e acesta? Domnul Iisus. Cartea a treia, Leviticul, ne vorbește despre jertfe, sunt doar două narațiuni în ea. Cine e jertfa? Domnul Iisus. Slăvit să fie El. Cum să auzi despre Domnul Iisus fără cuvânt? Și aici este scris: și a vestit cuvântul atât lui cât și tuturor celor din casa lui. Oare câte ori a fi durat slujba aceea? Oricum, Pavel avea darul să predice foarte intensiv, cred eu, explicit. Dacă ar fi fost aici pe el, puneam să predice după masa asta.
Încât omul acela a înțeles și soția lui și copiii probabil se mirau, aveau nelămuriri și dintr-o dată totul se lumina. Pentru că și cuvântul lui Dumnezeu este lumina venită din cer, să lumineze pe orice om. Cred că Duhul lui Dumnezeu era acolo să-i descifreze tainele sfinte. Pentru că Duhul Sfânt a scris Scriptura și numai El poate să ne-o descifreze. Altfel rămâne pentru noi o carte tainică. Doamne, deschide-ne mintea să te pricepem și să înțelegem cuvântul. Acum vă întreb, dumneavoastră obișnuiți să ascultați cuvântul, să-l citiți, să-l studiați? Nu există altă soluție, este unica, lăsată de Dumnezeu ca oamenii să se lumineze și să se mântuiască. Vă rog să rețineți logica aceasta, legea aceasta, cauză-efect. Cred în Domnul Iisus și vei fi mântuit. Dar de unde să cred? Din cuvânt. Nu știu cât aș citi din Scriptură cei care v-ați botezat. Eram în Cănalba, lucram la liceu și vine o fată din clasa 11 și spune: Domnule, vreau să fiu botezată și eu. Eu știam că are o relație cu un băiat și avea o intenție. Și am întrebat-o, dar citi Biblia? Nu, dar îmi place la biserică. Auzi, tu când te botezi, este ca și cum ți-aș da o Biblie, ți-aș spune că e cartea ta, dar ai semnat la urmă și te-ai angajat să faci tot ce scrie. Tu semnezi hârtii pe care nu le-ai citit întâi? Păi e lungă, dar merită, că e toată frumoasă și inspirată de Dumnezeu. Studiați Scriptura, este norma, legământul și baza cu care noi încheiem acest act cu Dumnezeu, botezul, slăvit să fie Domnul. Are putere să ne schimbe, dacă l-ascultăm. Îmi vine în minte cazul unui tânăr din Arad, s-a dus la Viena, poate așa ca dumneavoastră, se ascundea, n-avea acte, o vreme n-a avut de lucru, și spune familia la care stătea văzut-o la așa jucăuș de șerea din familie de pocăit: băi băiete, eu îți propun ceva, citești în fiecare zi în Scriptură câteva capitole, că Scriptura are putere să te schimbe. La care el zice: am mai citit eu în Biblie, am auzit și la biserică, eu așa sunt de felul meu, mai liber. Măi, citește regulat și încearcă să meditezi, să vezi. Vrând să-i dovedească contrariul, de altfel n-a văzut ce face, că locuia acolo, avea și timpul necesar, s-a apucat să citească. Și zicea el, după două săptămâni, deja a început să-mi placă. În a treia săptămână am precizat și eu și gazdele că m-am schimbat. Am fost născut din nou și mulțumesc Domnului pentru aceasta. Dacă vreți ca oamenii să se pocăiască, dați-le Biblii. Cineva a întrebat de ce China e comunistă. Și un răspuns a fost așa: fiindcă americanii au învățat să citească și rușii le-au dat ce să citească. La noi în Arad, la kilometru zero la Podgoria, este următoarea inscripție: degeaba știi să citești dacă nu citești Biblia. Noastră puteți citi și în engleză, au traduceri poate mai bune ca noastră, nu mai mult. Dați oamenilor cuvântul să-l citească, că și cu niciun cuvânt de la Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Aveți Biblie cu voi aici? Le-ați adus din țară sau ați trimis să vi le aducă după aceea? Un tânăr se pregătea să plece într-o călătorie mai lungă. Timp ce își pregătea bagajul, intră unul în cameră și îl întreabă: ți-ai terminat? Gata valiza? Și îl spune: mai am puțin. Trebuie să mai am un ghid, o lanternă, un teanc de scrisori mai vechi, un poem de poezii și încă niște cărți. Și unde vrei să le mai bagi? Iar el ia cu mult tac Biblia, o pune în valiză și spune: aici. Când iai și un ghid, și o lanternă, și un binoclu, și un teanc de scrisori vechi, și multe cărți. Toate sunt în Biblie. Aveți și dumneavoastră? Slăviți să fie Domnul! Dragii mei, doar în caz de refuz de a te converti prin mesajul Evangheliei, Dumnezeu recurge și la alte metode. Eu vă recomand să vă convertiți fără cutremur. Dar pentru Dumnezeu e simplu să producă vreun cutremur. Încă rugăm să producă unul din acesta sistematic, fără pagube, numai să se deschidă ușile și la propriu și la figurat. Să o facă Domnul. Dragii mei, mă gândesc la Pavel, Saul, din tinerețe, care nici el n-a vrut să se convertească numai când s-a predicat Evanghelia. Spune Scriptura în aceeași carte a Faptele Apostolilor, capitolul 7, că a predicat diaconul Ștefan, exact din Vechiul Testament, unde era specialist apostolul Pavel. A priceput ceva? Nu prea. Și-a dat votul și a rămas tot de partea oponenților lui Dumnezeu. Mai trecut un capitol prin prigoana stârnită de el, dar în timp ce Evanghelia mergea într-o parte și alta și alți oameni ca famenotopean citeau pe Biblie, că aici e puterea de mântuire.
Dar în capitolul 9, Dumnezeu i-a ieșit înainte tânărului Saul. Dar vă rog să rețineți, nu cu Scriptura, ci cu un fulger din cer, spune, cu orbire. Și apoi i-a pus în față Scriptura. N-a putut-o citi decât după ce a orbit întâi. Acum eu vă întreb, pe tinere care sunteți pe aici, vreți să-L ascultați pe Dumnezeu de bună voie sau trebuie să mai facă câte un șoc? Poate să o fac, dar vă rog să rețineți, doar șocul în sine nu poate să aducă mântuire. Tot este nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu. Am întâlnit luna trecută, de fapt în iulie, în Spania, un tânăr care pe la 15 ani s-a îndepărtat de Domnul, a venit înapoi pe la 20 ceva și l-am întrebat, băi, de cum te-ai pocăit? Și l-a zis, frate, tot spuneam că mă întorc și tot amânam. Și într-o zi am avut și dureri abdominale, m-au dus de urgență la spital, ocluzie intestinală și m-a apucat o teamă și am zis, acum am mor și nu m-am pocăit. Și, frate, când m-am trezit, spaima aia mi-a rămas și după operație niciodată n-am mai fumat, n-am băbeut, n-am mai făcut niciun rău. Numai că mi-a fost mai greu, m-a refăcut greu. A fost o operație, nevoie de operație fizică, putea fi nevoie numai de una spirituală. Vă îndemn să n-așteptați, cum spunea un altul, a vrut Dumnezeu să mă prindă cu mreaja, cu toată casa deodată, dar pentru mine a trebuit undiță particulară. Numai că unde spunea acel frate care a rămas surd și orb de un ochi, pe aici m-a prins cu undiță. Nu se putea altfel. Se poate, zice Scriptura în profeți, în pace și liniște am vrut să fie mântuirea voastră, dar n-ați vrut. Eu vă îndemn să vreți. Să nu spuneți nu vreau, lasă pe mai târziu. Care Dumnezeu metode punitive? Dumnezeu poate lua măsuri drastice. Și așa știi să spui după aia, ascult. Unul dintre băieții mei, când avea vreo 6 ani, a consumat niște romergan dintr-o neatenția noastră și a căzut într-o comă, a stat câteva ore așa. Dar până să intre în comă, l-am avertizat că a făcut o mare greșeală și este riscant, l-am dus la spital și după masa le consumase dimineața, când s-a trezit din coma, a rostit următoarele cuvinte, mă fac cu minte. Să ne dea Dumnezeu harul să ne facem și noi cu minte, cu minți, cu minte. Să ne întoarcem la Dumnezeu nu doar dacă trimite vreo foamete după noi ca după fiul risipitor, să ne vină mintea la loc. Fără aceste repercursiuni, Doamne ajută-ne, amin. Amin. Să se producă schimbarea prin puterea lucrătoare a cuvântului, slăvit să fie Domnul. Și în al treilea rând vă rețin din textul nostru, cu o privire asupra oamenilor convertiți de aici. Așa cum deja am dat de înțeles, temnicerul s-a schimbat nu doar în atitudinea față de credincioși, ci în prezența la adunare. Și în mod practic, citesc versul 33, i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile. Asta înseamnă convertire. Unde tu ai dat cu noiaua, tu să speri rana. Exact în domeniul ai fost deficitar, să se producă o modificare. Le-a spălat rănile și a fost botezat îndată el și toți ai lui, fiindcă toți ascultaseră cuvântul și l-au crezut. Eu cred că temnicerul era un ofițer de rang superior. Vă rog să rețineți că-și mântuirea este și pentru oamenii din înalta societate. Apostolul Pavel, în călătoriile sale, chiar în cea din tâi, citesc din Fapte 13, a văzut convertirea dregătorului Sergius Paulus, scrie în versetul 7, un om înțelept. Acesta, din urmă, deci el și-a arătat dorința să audă cuvântul lui Dumnezeu. Ca și în cazul nostru din Fapte 16, Satana a venit și a stat împotrivă. Printr-un dregător, printr-un proroc mincinos, Bar Iisus. Însă Pavel l-a amendat și pe acela, cel puțin pentru o vreme, și Evanghelia a mers înainte. El a fost luminat și scrie aici în versetul 12, atunci dregătorul când a văzut ce se întâmplase, a crezut și a rămas uimit de învățătura Domnului. Domnul să cerceteze oamenii înțelepți, oamenii suspuși, să creadă că dacă Dumnezeu aici i-a folosit într-o poziție specială, Dumnezeu are și în cer pentru ei un rang. Mers la evanghelizare într-o comună în Gătaia, mi-amintesc, venise primarul la biserică și i-a spus, domnule, am auzit că ești un bun administrator, dacă te pocăiești să știi că și în cer, tot un fel de primar te pune. Chiar, bineînțeles, are nevoie de administrare, cosmosul e mai mare decât România.
Dar mai întâi să pricepi că a te pocăi înseamnă cel mai mare ran posibil. Misionarul William Carey spunea despre fiul său Felix când n-a mai vrut să slujească în echipa de misiune și a fost angajat în guvernul Birmaniei. Zicea el în jurnalul său, fiul meu Felix s-a micșorat. A rămas de mărimea unui diplomat politic. Pentru că toți oamenii din lumea aceasta sunt mici în raport cu statutul de fii al lui Dumnezeu. Este cea mai mare onoare. De acum, dacă a fi rămas credincios acel temnicer, va ajunge să comande peste mulți. Chiar să judece pe îngeri, evident, pe cei căzuți. Dar ce îmi place atât de mult aici, în Fapte 16, scrie în versetul 25, partea finală, că în timp ce Pavel și Sila se cântau și rugau cei închiși și ascultau, socotesc că deținuții erau cei din urmă oameni, tâlhari, poate neșcolați. Dar când s-au deschis legăturile fiecăruia, nimeni n-a fugit. Asta este pentru mine, chiar dacă indirect, o dovadă a convertirii lor. Pentru că doar un om onest, de acum născut din nou, nu fuge dacă are oportunitatea să fugă. Era noaptea, puteau să fugă. Aceștia n-au mai fugit. Probabil s-au convertit. Dacă nu ei, oricum s-au convertit alții. Tot din postura lor. Nu cumva să aveți vreun om să-ți socotiți că e prea mizerabil și e coborât prea jos ca să aibă Dumnezeu putere să-și întindă brațul după el să-l mântuiască. Dumnezeu iubește pe toți oamenii, slăvit să-i fie numele. Un misionar s-a dus în Africa, asta e cazul, este recent, și când a văzut unul din africani care știa să citească, dar era un om depravat, stricat, a zis, măi, îți dau o Biblie să citești, un Nou Testament, și lasă deja mi-o dai mic, eu fumez, foaie cu foaie, fac suș, tabacă-ne. Și misionarul a avut un îndemn și a zis, auzi, te las să fumezi după ce citești fiecare foaie. Și a luat Matei 1, a citit-o și a fumat-o. Și a fumat Matei, Marcu, Luca. Și când a ajuns la Ioan 3 cu 16, a venit la misionar și a spus plângând, auzi, pagina asta n-a mai putut-o fuma. Cum se poate ca Dumnezeu să ne iubească și pe noi atât de mult, pe toată lumea, încât să dea pe singurul să fiu că oricine crede în el să nu piară? De un asemenea Dumnezeu sunt interesat. Dar e mai interesat Dumnezeu de noi, de toți necăjiții, de toți oamenii străcați. Dumnezeu are putere să-i mântuiască pe cei de sus și pe cei de jos. Slăviți să-i fie numele. Rugăm să o facă. Undeva între aceștia ne situăm și noi, da? Nu știu pe unde, mai aproape de care. Dar să fim mai aproape de Domnul, amin? Dar ce-i mai frumos, nu doar să fie mântuiți cei de sus sau cei de jos, cu care e mai mare harul Domnului? E un har întreg când se întâmplă ca la temnicer, să fie mântuită toată familia. Asta e frumos. Și tata și mama, cum zice acea poezie frumoasă, un singur lucru m-ar îngrijora când va lipsi de acolo cineva. Dacă n-aveți mântuiți pe toți din familie, rugați-L pe Dumnezeu, că este binevoitor să-i mântuiască pe toți cu puterea sa binecuvântată, slăvit să fie Domnul. Pentru că toți au drept și har la Dumnezeu în cer. Hai să recapitulăm și apoi cu doi idei scurt încheiem. Dragii mei, suntem într-un conflict permanent. Ceea ce facem noi aici este un deranj pentru împărăția Întunericului, dar nicio problemă. Știm aceasta. Însă afișăm făclia împărăției lui Dumnezeu. Dumnezeu vine și vrea să mântuiască pe toți oamenii. Suntem într-un conflict cu lumea aceasta și avem o rugăciune sacră. Să vie împărăția lui Dumnezeu în alt sistem. Dorim să fim acolo? Amin. Sau rămâneți cu sistemul de aici? Țin să vă anunț că lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile date și de chemarea făcută. Vreți să rămâneți aici? Rămâneți liniștiți. Dar este ceva mai frumos. Să refuzăm coliba asta când ne așteaptă palatul în cer. Amin? Amin. Dumnezeu vrea să lumineze oamenii, să-i conștientizeze, să treacă dintr-o tabără în alta prin cuvânt. Dar ca oamenii să înțeleagă și să cunoască puterea lui Dumnezeu, în dragostea Lui, El aperează uneori la alte mijloace, anexă. Vindecări, focuri, minuni, cutremure, s-o facă Domnul, dar cu mâna e binecuvântată, cu milă. Și dacă ni se sfărâmă corabia, măcar să nu moară niciunul, să se mântuiască. Să se mântuiască și cei mari, și cei mici, să se mântuiască toată casa, amin? Amin. Dar din tot ceea ce am citit, oare v-am provocat să faceți evanghelizare mai departe? Știți când se arată puterea lui Dumnezeu? Când se termină resursele noastre.
Pavel s-a dus, a predicat, n-a fost adunare, s-a adunat în câmp liber, s-a luptat cu acel duh și când n-au avut ce să facă, și atunci au mai făcut ceva. Au cântat și s-au rugat. Și când Dumnezeu vede că se epuizează resursele noastre, dislocă puterea sa din cer. Să n-aveți pretenția Dumnezeu să facă minuni până când noi ne păstrăm resursele și nu ne epuizăm și nu ne consumăm în lucrarea Sfântă. Mi-am amintit cu drag în această seară de un eveniment, în urmă cu peste 10 ani, programasem, locuiam încă în Apuseni, să mă duc la o evanghelizare într-un sat undeva mai sus. S-a întâmplat că în ziua aceea și evident în seara aceea, din cei 7 copii ce aveam atunci, toți s-au îmbolnăvit de varicelă și știți, acele bășici, febră, insomnii. Și m-am înțeles cu soția, mă duc sau refuz, rămân cu tine. Ea a zis, te duci. Eu m-am dus, am predicat Evanghelia acolo, ea a avut o noapte albă. Un copil plângea, altul avea altă nevoie, toți erau mici, sub 8 ani. Și a avut o rugăciune noaptea aceea și a zis, Doamne, dacă eu tot mă chinuie aici, fă măcar lucrarea lui să fie binecuvântată și fă să pocăiască cineva în noaptea asta să rămână de amintire pe toată viața. În noaptea aceea s-a pocăit o familie. Bărbatul din acea familie e astăzi diacon și conducător de adunare acolo și sunt legați de noi într-o prietenie ca și cum am fi rudenii, că așa s-a rugat să rămână o amintire. Dar dacă am fi spus, lasă, ne păstrăm resursele doar pentru noi, nu ne obosim, rămâneam cu un efort consumabil. Dar dacă ne vom consuma pentru Domnul, va rămâne o răsplată pentru eternitate. Să dea Domnul câtă vreme stați în Anglia, să n-adunați numai bani, să adunați și răsplată pentru veșnicii. Faceți ceva pentru Domnul, se merită, slăvit să fie Domnul. Și ce-i mai frumos, spune Scriptura aici, după ce i-a dus în casă, le-a pus masa și i-a apucat somnul, nu? S-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Să dea bucuria asta astăzi Domnul celor îmbrăcați în haine albe. Să vă umplă de bucuria asta pe toți. Amin. Și să vă rămână. S-a întâmplat odată cu un om, cum spuneam, din în alta societate, că a vrut să se pocăiască și a dat seama studiind că este un adevăr și că merită să fii pocăit, să fii mântuit, dar nu vrea să suporte conflictul acesta. S-a întrebat un păstor, n-aș putea să fiu pocăit fără să depun o mărturie publică, fără să fiu botezat în fața tuturora, așa în particular să nu știe nimeni. Și i-au spus, nu se poate, așa e la noi, trebuie să depui mărturie, trebuie să te cunoască, cum se spunea astăzi, cu martor. Dar în fine, până la urmă a găsit unul care a zis, ba, dar poți să te mântuiești în secret. Cum? Când de când întreb și nimeni nu m-a lămurit. Te duci acasă, iei o Biblie, citești, să-ți fie clar ceea ce ai de făcut. Te duci apoi într-o cameră, te închizi bine și începi să te rogi și spui, Doamne Iisus, vezi să nu uiți de mine, pe mine mă treci pe o listă anexă, vezi, vrei să mă mântuiești. Uite, eu sunt conștient că ai murit pentru mine și toate acestea, dar e ceva privat. Și dintr-o dată, în timp ce se ruga, Dumnezeu a început să-l inunde cu bucurie și cu har. Și a început să mulțumească Domnului cu lacrimi și să-l laude pe Domnul. Și când s-a ridicat de acolo și s-a încheiat părtășia aceea intimă, a deschis ușa, s-a dus în bucătărie unde erau părinții lui, soția și le-a spus, băi, vă știți ceva? Poți să fii mântuit fără să spui la nimeni. Vă dați seama cât a putut, da? De ce? Pentru că este o bucurie pe care lumea nu o înțelege. N-are cum. E o dimensiune cosmică, eternă, Doamne, dă-ne-o și nouă. Amin. Și într-o zi, când o să ne întâlnim cu Pavel și cu temnicerul, dacă doriți, o să le cerem mai multe informații. Până atunci, să fim credincioși. Amin. Să fim plini de râvnă și să ne dea Domnul bucuria sa. Amin. Amin.